Fiscul vrea neapărat capul bogaților care nu și-au declarat toate veniturile, au întocmit și un portret robot. Are cel puțin 20 de milioane de euro în conturi și face cei mai mulți bani din industrie. Autoritățile au trimis deja sute de notificări către oamenii de afaceri prin care le cere să-și declare toate veniturile. Puțin sunt cei care și-au pus toți banii pe hârtie. Sute de români bogați se află în acest moment pe listele fiscului, oameni de afaceri, dar și politicieni. În cele mai multe cazuri vorbim de bărbați care au peste 50 de ani și care dețin afaceri în industria, agricultură sau imobiliare. Averile lor pornesc de la 20 de milioane și depășesc în unele cazuri miliardul. Un profil care se potrivește perfect celor mai bogați 300 de români. Averea lor însumată reprezintă 25% din produsul intern brut al țării. Fiscul a trimis deja 400 de notificări către persoanele cu averi mari, prin care a cerut declararea veniturilor din străinătate. Puțini au și răspuns. În aceste condiții, autoritățile fiscale au de gând să trimită încă o notificare și, dacă se vor lovi din nou de un refuz, vor trece la verificări. Asta înseamnă că fiscul va colabora cu toate autoritățile pentru a strânge date despre averea corectă a unei persoane. Cadastru, direcția de matriculări sau instituții elvețiene sunt doar câteva dintre ele. Dacă diferența dintre averea declarată și cea descoperită de fisc este mai mare de 10%, atunci suma respectivă va fi impozitată cu 16%. Sunt luate în calcul și variantele în care persoana bogată și-a trecut bunurile pe numele altor rude. De aceea, inspectorii fiscali pot face verificări până la rudele de gradul 2 sau cele prin alianță. Da! Pe lista bogaților verificați nu intră însă cântăreții de manele, ale căror averi pot fi ușor observate. Aici trebuie pornit efectiv de la realitatea care există în stradă. Da? Comisarii gărzii financiare pur și simplu să vină și să facă o evidență, cum să spun, o razie, ca să spun așa, și să urmărească astfel de persoane. România nu este singura țară care își somează bogații. Marea Britanie, de exemplu, a trimis peste 5.000 de astfel de solicitări.